timpul de rugăciune, m-am gândit la un verset care l-am găsit în Evanghelia după Matei. Avem la capitolul 20, versetul 20, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei, i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. Și Domnul Iisus a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. E frumos, nu? Asta e dorința unei mame. Știți ce important e, ce dorește o mamă pentru un copil, pentru copilul ei? Știți ce important e ca o mamă să se roage pentru copiii ei? Mă gândesc la mama asta, e vorba despre mama lui Iacov și Ioan. Ei erau, Iacov și Ioan au început să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și mama vine la învățător și zice, i s-a închinat și a zis, vreau să te rog ceva. Vreau să te rog, băieții ăștia mei doi, în împărăția ta, să stea unul la dreapta și altul la stânga ta. E incredibil. Nu mai auzi așa o rugăciune în Scriptură. Mă gândesc că ea avea în minte ceea ce o să citim noi astăzi la Binecuvântare din Cartea Numeri. Orice familie își ducea copiii la Binecuvântare, la templu. Și se rostea peste ei binecuvântarea, Domnul să te binecuvânteze. Acum, știți cum asta e o chestiune așa generală, când noi zicem Domnul să te binecuvânteze. Dar asta cuprinde multe lucruri. Binecuvântarea asta, hai să dăm niște exemple. Ce ar putea cuprinde? Sănătate? Da? Sănătate? Înțelepciune? Da? O creștere bună? Să aibă parte de o familie bună? Să aibă parte de pace? De armonie în familie? Îi binecuvântare? Se încadrează aici? Să aibă un viitor bun? Să fie păzit de Domnul, să fie inspirat în viață când are de făcut alegeri. Se încadrează la binecuvântare. Mamele, vă doriți așa binecuvântări pentru copiii voștri, da? Vă doriți? Mă gândesc că femeia asta s-a dus la Domnul Iisus pentru că nu era indiferent ce se întâmplă cu copiii ei. Vedeți, noi ne străduim, muncim din greu, mamele și tații, mamele simt altfel lucrurile. Nopți nedormite, ele au devenit slujitoare de bunăvoie. Când copilul are nevoie de ceva, nu trebuie să-i spui, mama e prima acolo. Dacă copilului se întâmplă ceva, ea simte, mama-i mamă. Noi tații suntem mai, câteodată mai neciopliți, mai... Noi suntem, hai sus, că trebuie să fii bărbat, da? Nu contează copilul să-l lovi. Mama, uitați-vă la un copil când mama îl ia în brațe, când îl pupă unde s-a lovit, e pansament, e medicament, nu-ți mai trebuie farmacii și de-astea. Îți trebuie numai o vorbă sau îți trebuie o pupătură de la mama și s-a vindecat tot. Așa că, mamelor, să știți că e foarte important ce vă doriți voi pentru copiii voștri. Și foarte important cum vă rugați voi lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Binecuvântarea asta, mama lui Ioan și Iacov n-a văzut-o doar pentru viața asta, nici n-a amintit-o. Ei erau o familie de pescari, probabil aveau ceva afaceri în domeniul ăsta, poate aveau o situație destul de bună, materială sau acceptabilă, să-i spunem. Dar pentru mama asta, dorința cea mai arzătoare era ca copiii ei să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, dar nu oricum. Asta e incredibil. Pentru că noi am auzit și auzim mereu, mereu, să se închidă ușa după mine. Ați auzit asta?
Da, să ajung acolo în împărăția lui Dumnezeu, să se închidă ușa după mine. Dacă poate cineva, Sfântul Petru de la poartă, să mă împingă cu picioarele, cu umărul, să intru acolo, să trântească ușa după mine, eu ultimul fericit în rai. Nu. Mama asta zice, s-a închinat lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a spus, învățătorule, te rog, copiii mei, în împărăția ta, unul să fie la dreapta ta și unul la stânga ta. Incredibil. Dar știți ce? E foarte frumos, încurajator și îmi doresc și eu ca și noi, și copiii noștri, să stăm și la stânga și la dreapta Domnului Iisus. Doamne ajută-ne! Amin! Și acum, dacă noi ne dorim asta, dacă ne dorim pentru copiii noștri, nu numai tractorașe, mașinuțe, jucării, haine, nu știu ce, o slujbă bună, o școală bună. Dacă ne dorim să fie oameni care să fie mântuiți, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, aș vrea tare mult, tare mult, în special mamele să se roage pentru copii astăzi. La noi, de regulă, bărbații sunt mai activi la rugăciune, la biserică sunt mai, poate mai curajoși un pic. Astăzi le-aș ruga pe surori ca ele, mamele, să se roage pentru copii, ca să fie binecuvântați și în viața asta, cu de toate, și cu sănătate, și cu înțelepciune, și cu un anturaj bun, și cu un viitor bun, și cu călăuzire de la Dumnezeu când trebuie să ia decizii în viață, dar mai ales să fie mântuiți. Și nu oricum, să fie slujitori autentici ai lui Dumnezeu, ca și Iacov și Ioan, și să ajungă lângă Domnul Iisus, la dreapta și la stânga Lui. Doamne ajută-ne! Haideți să ne ridicăm pe picioare și îndemn surorile să se roage, dar așa, cu curaj și cu dăruire pentru copii și Dumnezeu să ne asculte. Amin! Amin.